Ce faceți, băi? Rockerilor, rockerilor. Salutare, Alexandru Arnautu Vraciu, alături de voi, once again, la un nou episod, recenzie la album. Astăzi vom discuta despre albumul formației, celelalte cuvinte, pe vinil, lansat, relansat la apă, Armageddon, album apărut inițial în 1994, unul din cele mai bune albume rock, metal, ever, din România. Înainte de a povesti despre acest album și să vă spun părerea mea despre noul vinil, celelalte cuvinte, am să vă îndemn și să vă încurajez să vă abonați pe canalul meu de YouTube, să atingeți și clopoțelul pentru a primi notificări atunci când postez clipuri noi, să loviți și cu un like, să dați like acestui clip dacă vă plac celelalte cuvinte, dacă vă place ceea ce fac eu, recenziile la album, conținutul pe care îl fac, dacă vă place muzica rock, și de fiecare dată vă invit să dați și mai departe acest clip și să dați mai departe canalul meu de YouTube, conținutul pe care îl fac prietenilor voștri, celor care le place genul ăsta de muzică și genul ăsta de entertainment, de conținut. Pentru a crește comunitatea vreau să ajung la 7000 de abonați pe acest canal. Repet că mi-am făcut deja un canal separat, Vraciu in Rock, în care vreau să merg doar pe partea asta de muzică, știi, să separ acest canal de celălalt, știi, unul să fie cu muzică, unul să fie pe partea de comedy. Deci sunt două canale, practic. Vreți, vă scriu. Vraciu in Rock. Vă scriu că momentan nu le editez sexy, știi, cu ca să apară în stânga, în dreapta, mai low budget așa puțin. Vraciu in Rock e cu muzică canalul, da, pe care să vă abonați. Și Alexandru Arnautu Vraciu, adică canalul ăsta. Adică Arnautu Vraciu e al doilea canal. De fapt, canalul principal ăsta, da? La care să vă abonați. Mersi mult pentru susținere și încă o dată mersi celor care au început să doneze la contul scris în descrierea clipului, pentru că fiecare bănuț care vine mă ajută, mă susține în activitatea asta, îmi dă încredere în ceea ce fac și cu banii aia nu merg la domnișoare sau la băut, ci îi investesc tot în hobby-ul meu, ori în viniluri, ori să-mi iau o sculă mai bună, ori să-l plătesc pe domnul Ramon să mediteze clipurile să fie mai sexy și mai 2022, înțelegeți? Deci dacă vreți să donați, să mă susțineți și financiar pentru munca pe care o fac și să mă susțineți în activitatea mea, în entuziasmul ăsta pe care încă îl mai am, puteți dona în contul din descriere, ok? Cu încredere, câți bănuți vreți dumneavoastră? Nu vă cer mii de euro, fiecare, știi, se adună. Și cred că pe viitor, începând cu acest clip sau cu viitorul clip, nu mai gândesc dacă continui așa până la finalul anului sau de la anul viitor. Oricum, vreau să precizez și aspectul acesta în începutul clipului. În foarte scurt timp vreau să fac și eu cum fac toți colegii mei, celor care donează o anumită sumă pentru canalul meu de YouTube. Acelora le voi fi trimite clipurile din timp, vor avea clipuri surpriză, speciale pentru cei care donează și susțin și financiar, eventual celorlalți care doar se uită așa pe gratis, pe moca, vor fi momente sau secvențe sau clipulețe mai scurte pe care le voi posta, dar de acum înainte intenționez să postez clipul, tot clipul sau tot ceea ce fac eu, toată munca mea, să o postez în special celor care mă susțin și financiar, pentru că trebuie să susținem și financiar artiștii, nu numai gratis. La un moment dat trebuie să conștientizăm și chestia asta. Bun, cu acestea fiind spuse, eu sunt Alexandru Arnautu Vraciu, încă o dată, încă în forță și în putere, încă aici, alături de voi, cu coloana vertebrală dreaptă. Vorbim despre celelalte cuvinte, Armageddon astăzi, îl las aici pe Canta Fabule, las Phoenix-ul aici frumos, pentru că urmează să fac un review și la acest album, la această capodoperă muzicală. Hai mă, Cristi! Vedeți că am varianta cu roșu, deci varianta care trebuie. Celelalte cuvinte, Armageddon, ok? Hai să începem cu începutul. Mă bucur foarte mult că băieții au relansat acest album și pe vinil. Așa arată. Coperta, din păcate, lasă de dorit. Adică în afara logo-ului, celelalte cuvinte, care arată destul de ok, coperta
puteau să își dea puțin mai mult interesul băieții de la Loud Rage Music sau cine au făcut coperta să nu fie așa pixelată. Adică știți când downloadai prin anii 2000 și ceva o copertă și nu era foarte HD, adică nu era foarte clară sau calitativă, nu era calitatea mare la copertă și vrei să o pui pe desktop și dădeai full screen și apărea pixelat și distorsionată imaginea, cam așa e coperta, din păcate, coperta nu prea se înțelege decât la distanță, e distorsionată, având în vedere că această copertă e o pictură clasică, folosită și de Black Sabbath și de Deep Purple pe albumele lor. Puteau cumva să o facă în așa fel încât să fie mai de calitate coperta, adică să se vadă imaginea mai clar, mai ca lumea, nu distorsionată așa în halul ăsta. Deci asta e primul lucru pe care vreau să-l menționez, primul lucru pe care îl aspect. Coperta lasă de dorit și acesta cred că e minusul cel mai mare pe care l-are relansarea asta de vinil. Doi la mână, pe interior n-am cutezat încă să mă uit să văd cum arată băieții. Doi la mână, eu vreau să-i salut totuși pe băieții de la Loud Rage Music, să-i felicit pentru ceea ce fac și pentru că își promovează trupele sau ce au ei aici cu CD-ul ăsta demo sau își promovează formațiile gen Spiritual Ravishment și ce trupe mai apar aici pe acest CD. Cu acest demo din partea lor. Trupele pe care le reprezintă ei, probabil casa lor de discuri de registrări. Ordinul Negru, Damnation, Malpraxis, Disinter, Spiritual Ravishment, Heavy Highway, Dara, Cultica. Chiar am să ascult trupele astea. Ok, mersi și pentru acest CD bonus. Foarte treabă bună, faceți băieți. Da, am avut probleme. Vinilul inițial care a venit zgâriat, a venit cu amprente, a venit murdărit și le-am scris și am zis că vreau și eu un vinil curat. Și mi-au trimis, dar fix vinilul mi-au trimis a doua oară, doar vinilul, decât vinilul, și arată mai bine decât cel inițial. Credeam că am trimit un disc nou-nouț și pe care să-l deschid eu. Vinilul a venit deja deschis de ei. Da, așa arată. Și hai să vorbim puțin despre acest album. Al trupei celelalte cuvinte, să-i fac un review dacă tot am povestit despre vinilul ăsta și tot nu l-am cumpărat. Stai acolo. Sper că se vede cât de cât. Hai, mă. Ok, sorry about that. Vă pun și pe dragonul meu aici așa ca să... Balaur! Bun, deci, inițial când am ascultat albumul ăsta, l-am ascultat în perioada gimnaziului, în clasa 6 sau 7, când făceam schimburi de casete și CD-uri. Era perioada în care ascultam foarte multă muzică și a fost o perioadă foarte dragă, copilăria vieții mele, sunt foarte nostalgic, știți chestia asta deja. Și mi-a împrumutat caseta un amic, Ionuț, și am ascultat caseta. Pe casetă, Cor de copii era prima melodie pe fața A și după aia intrau cu Armageddon. Aici, pe fața A, e Așa e viața mea și Corul de copii e după melodia Lumea de apoi. Îmi place mai mult varianta de pe casetă, adică îmi place mult mai mult Corul de copii recitat de Florian Pitiș și o chestie foarte creepy așa, cu s-a întors tata din război, fără cap, fără cap. Noi ne-am dus pe la vecini, țopăim pe la bunici, în fine, nu mai știu textul sau versurile care sunt alea corecte a poeziei. Ale poeziei, dar oricum e genială. Și după aia intra riff-ul cu Armageddon. Suna mai bine așa decât la final de fața discului cu Lumea de apoi. Ce vreau să mai spun, ce vreau să mai menționez. Ok, albumul sună foarte bine. Adică pentru 1994, gândiți-vă ce albume aveam noi metal atunci apărute. Aveam tot de la celelalte cuvinte prin 90 sau când era Se lasă rău. Ok, la care am făcut recenzie la albumul ăsta, 92. Mai aveam 93 un heavy metal de la Iris. Mai aveam tot așa prin 94, cred că e Altarul cu The Last Warning. Nu mai știu, 95 bănesc erau Anomalia Tectonicu. Adică ce trupe mai cântau așa, știi, atunci? Bine, erau Cargo cu Povestiri din Gară, dar până atunci chiar în halul ăsta de combinație doom metal, progressive metal, heavy metal nu prea aveam. Și e un album foarte reușit, îl consider top 5 albume, deși am să fac un clip cu toți top 5 albume metal din România, unul din cele mai bune.
Îi salut pe băieții din celelalte cuvinte, Ovidiu Roșu, Călim Pop, cei cu care am discutat anul trecut și m-am întâlnit, ce mai țin legătura. Hai să discutăm acum, deci sună foarte bine, ok? Sună foarte bine albumul, riff-ul, tonul de chitară îmi place foarte mult al lui Călim Pop, cum au făcut ei instrumentalele astea așa cum le-au gândit și chiar clapa sună foarte ok, adică toba nu mai zic, rupe stilul, deci toba e... Îmi place foarte mult cum sună toba. Mai puțin electronicele alea, tobele electronice care au fost folosite și de compact, pe compact 2, alea nu prea îmi plac, dar celelalte cuvinte folosesc, le folosesc foarte puțin. La break-uri le folosea sau ceva genul ăsta bateristul lor, am uitat numele, Leontin, ceva genul ăsta, nu? Salutare domnul Leontin. Sau ceva genul ăsta. Sper să nu greșesc numele. Cred că e da, Leontin Iovan. Corect, ok, super. Marcel Breazu, ca de fiecare dată, super basist, meseriaș, rupe basul în două, l-aș asemăna, sau nu știu cum, eu pe Iojip Capel de la Phoenix și Marcel Breazu îi consider cei mai buni basiști din România, băi, rupe stilul, adică basul ăla se aude din plin și umple și acum pe vinil sună și asta zic că e calitativ, e ok, sună foarte bine pentru că am descoperit ascultând la pick-up albumul sunete noi, chestii noi pe care le făcea, de exemplu, la bas în perioada de tranziție între refren și solo la Așa e viața mea sau chestii pe care nu le ascultasem, nu le auzisem până acum ascultând pe CD, MP3 sau pe caset albumul. Ok? Deci e un thumbs up, e un ok pentru presa, pentru, din punct de vedere al sunetului a vinilului. Știi? Și salut în concluzie. Sorry, sunt puțin răcit. Răcit. Prieteni, Rock FM. Salut și disponibilitatea lor și corectitudinea celor de la Loud Rage Music de a discuta și știu că a fost și cu primul lot al vinilurilor problemă că erau zgâriate sau nu erau ok și le-au întors, adică s-au ocupat oamenii, nu și-au bătut joc de clienți. Prima piesă, Așa e viața mea, imn, super cunoscută, am cântat-o și eu la 17 ani la un motorfest în Iași cu trupa mea de atunci Spirit, Așa e viața mea, probabil am să pun o icoană pe undeva să ascultați cât de Pantera Style a făcut piesa, Așa e viața mea, super piesă, Așa e viața mea, foarte mișto. După aia a doua piesă, Lupi, foarte așa creepy în zona asta, horror de octombrie, de ce nu, mă face să mă gândesc, așa mă duce cu gândul la filme ca The Howling, Werewolf in London, știi, de ce nu, chiar mă duc așa în zona asta de Dog Soldiers, știi, filme cu vârcolaci, cu pricolici, Lupi, foarte mișto, versurile, mai ales strofa a doua în care lupta aia cu cerbul, cel care de cerb rănit a căzut, știm bine cu toți, atunci a fost, e pierdut ceva genul ăsta, în grabă, cerbul scăpat vom lăsa, pe al nostru rănit îl vom sfârteca. Foarte mișto piesa, Așa e viața mea, 6 din 5 stele, Lupi, 5 din 5 stele, mai ales finalul ăla cu tărăm, 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 tărăm. Ia o leacă așa, dacă tot facem o treabă, să o facem până la capăt, dar numai răbdare să aveți. Cum era? Super mișto finalul așa la tobe, domnul Leontin acolo bagă bă, toba rupe, pedală dublă, tot ce vrei pentru 94. Hai să fim serioși, la Iris Nel Dumitrescu nu băga așa pedală dublă, deci rupe, forță, forță. Și vreau să zic că, bă, riff-urile și ce, așa nu ca și compoziție, nu știu cine știe ce tehnic vorbind, adică sunt riff-uri simple, dar toba aia umplă, cel puțin umple pe Lupii, rupe. 5-5 stele, sorry, asta e răcit, na, nu vă supărați, prietenăși. Ne-am blestemat, iarăși o melodie super ok, bănesc că e top 20, like bănesc, pentru mine top 20 melodii ever rock pentru România, Ne-am blestemat, o melodie super ok, începe așa foarte chitară, doar chitară și chitară acustică și voce, nicăieri într acest loc blestemat, nu mi-am aflat rostul, sau locul, rostul cred că e, istovii doar de mult prea zadar ce mă zbat.
și după aia intră în forță. Acolo, la un moment dat, ai tumurile alea electrice, care v-am zis eu că nu-mi plac alea cu... Dar oricum, piesa, în concluzie, 6 din 5 stele, ne-am blestemat, super melodie, riff tot, versuri, nu mai rost să mă repet. Și mereu ați iubiți, ne-am blestemat, mi-ai așternut, poate... Foarte mișto. După aia, Lumea de Apoi este ultima piesă de pe fața discului. Lumea de Apoi cred că e melodia care îmi place cel mai puțin de pe acest album, Armageddon. Sau Armageddon. Armageddon! Lumea de Apoi, riff-ul care îmi place e ăla... Știi? Fix înainte de refren. Lumea de Apoi... Lumea de Apoi... Ok? Hai zicem 4 din 5 stele, e piesa care îmi place cel mai puțin. Dar e o melodie super ok. Și asta... Viața această mă, că te așteaptă fără nevoi. Interesantă melodia. Trecem pe partea a doua. Bine, se termină cu corul de copii, cu pasajul recitat de Florian Pitiș, distorsionat, făcut foarte horror. După aia, pe fața a doua, B-ul, avem Armageddon, piesa care e una din melodiile clasice, iarăși imn, celelalte cuvinte. Super melodie, datorită acestei melodii am învățat, am scos atunci și am căutat în vocabularul și în dicționar amvon. Ce înseamnă amvon? Este balconașul din biserică, unei cu dragoni și așa, unde de obicei ieșea preotul sau iese preotul, nu știu ce să facă pe acolo. Pentru că era refrenul cu dintr-un amvon. Ura coboară între noi, neam și soi, la Armageddon. Bă, super piesă, Armageddon, 6 din 5 stele. Jos, peste tot, pe... Bă, deci vreau să zic și pentru 94, adică nu știu cine reușea să compună și să scrie versuri în genul ăsta, în România, și să sună bine, pentru că limba română e foarte tricky. Mulți muzicieni și compozitori spun asta, adică e foarte greu să compui limba română. De exemplu, eu când scriam versuri pentru trupa Legend, le scriam în engleză, că sunau mai nu știu cum. E foarte greu să compui în română. Sau împrumutam din piese de teatru anumite pasaje care mi se păreau foarte mișto la un moment dat, știi? Dar băieții ăștia au scris, gândiți-vă, în limba română, știi? Și versurile sunt foarte mișto și de atmosferă așa și chiar, chiar super, Armageddon, super piesă. După aia avem piesa Balanța, care și ea e o melodie de forță. Cred că pe aici e așa, nu? Și intră iarăși toba acolo, malefic. Tic-tic-tatum. Pasaj acolo la Balanța e o pedală dublă nervoasă, iarăși, deci Leontin, încă o dată numele să nu stâlcesc, domnul Leontin Iovan, Leontin, de la Tobe. Respect, 94, celelalte cuvinte, ascult albumul dacă ești metalhead și n-ai ascultat Armageddon, nu te cert, recomand. Super pedală dublă. Balanța, 6 din 5 stele, la Balanța cum era? Tu cel învățat, mereu să cum era? Tu cel vinovat, dator să plătească, legea e scrisă de noi, deci dreptatea aia noastră, slugă te-ai născut și crapi. Tic-tic-ta! Povara aia tară, bum bum bum, aia tară, dângă dângă dângă, n-ai cum să scapi. O sândit! Drămuit, numit. Bă, super piesă. Balanța, 6 din 5 stele, super preferată piesă de pe acest album.
Și, băi, ți-a menit. Piesa asta sună și cumva a, de exemplu, când am ascultat Poziția de drept de la Krypton, tot pe acolo e și aia că e... Știi? Nu se poate să te naști în poziție de drept. Mă fac de rușine acum, dar știam să o cânt la chitară și pe aia. Aia e tot așa în zona aia, știi? Nu se poate să te naști în poziție, în poziție de drept. Nu se poate să sugi apele mamei în poziție de drept. Și după aia... Nu se poate copilării în poziție... În fine, tot pe acolo, știi? Care îi fur seamănă poziția de drept cu balanța, ascultați-o. Dar oricum, pe acolo-i. Bun, după aia avem cel din răsărit. Și asta, cel nerăsărit, 5 din 5 stele. Ce faceți voi, rockerilor? Glumesc, m-am amuz și eu. Am văzut pe TikTok personaje noi și de-aia am zis că să fiu și eu la curent cu noutatea, ok? Să fiu și eu funny. Unii s-ar putea, unora s-ar putea să vă placă, altora nu. Oricum, mă bucur că v-ați uitat la acest clip și credeți-mă, vreau să le fac cât mai scurte, dar bă, uitați-vă că e mult de povestit, e mult de spus, e suflet de stors și de... Știi cum e? Nu poți să le faci așa. Da, mi-a plăcut piesa, pa! Mi-a plăcut albumul, pa! Recenzii la album, pa! E bun, pa! Ok, cel din răsărit, 5 din 5 stele, super piesă. Cred că e varianta live de pe la Skip Rock, nu știu cât, pe YouTube. O puteți vedea și auzi. Băieți aveau două chitări atunci. Și acum, salut inițiativa și îmi place foarte mult ideea de a aduce pe fiul lui Călin Pop în trupă și trupa sună foarte aggressive, foarte metal. Nu știu ce s-a întâmplat cu domnul de la Clape, care e un simpatic și un foarte... Domnul de la Clape e Tiberiu Pop. Că știi cum e, celelalte cuvinte sună foarte bine, clapele alea dau anumită atmosferă, știi? Adică clapele lui Tiberiu conturau povestea, știi? Și acum trupa sună foarte metal, foarte proggy, ceea ce e mișto, dar lipsește clapa. Și clapa era așa, ca și cum atunci când pui, când faci cartofi prăjiți, nu-i mănânci cu usturoi, știi ce zic? Na, treaba băieților, nu mă bag, nu mă amestec, dar oricum... sunau bine și cu clapă. Și mișto ideea de a, cum spunea Victor Solomon de la Conexiuni, de salut, din Brașov, că e foarte mișto că vine și fiul lui Călin Pop în proiectul ăsta și cântă alături de ei în celelalte cuvinte. Foarte mișto. Foarte frumoasă inițiativa, foarte faină. Bun, și albumul se încheie cu o melodie așa, aproape un album conceptual, aș spune eu, știi? Albumul se încheie cu o 8-a melodie, Nu-i vina mea. E o baladă foarte mișto, foarte reușită. Îmi place foarte mult, mai ales că e pe stilul ăla, cum e stilul clasic de baladă rock, sau o melodie mai, na, mai tristă, mai de jale, care începe cu acustic și după aia intră pe riff-uri, știi? Nu-i vina mea, nu-i deloc vina mea, an care s-au sunut. Foarte mișto melodia. 6 din 5 stele, e una din melodiile mele preferate la celelalte cuvinte, Nu-i vina mea, din păcate nu o cântă băieții live, oricum băieții cântă, e una din formațiile și acum nu vreau să
Adică nu vreau să interpretați greșit, nu pup în fund pe nimeni, dar am apreciat celelalte cuvinte de la primul concert la care am fost prin 2008. Scuzați că retrag așa, adică nu vă supărați pe mine. Suntem între prieteni, ok? Putem să fim mai oameni, mai liberi, mai deschiși, mai fără să vă supărați, ok? I-am văzut prin 2008-2009, cred că la un club Hand în Iași, în cealaltă cuvinte, prima dată și-au cântat 3 ore, cântă de pe fiecare album câte ceva, cred că e cea mai profi trupă metal rock din România la ora actuală, deși Irisul e trupa mea de suflet, cred că cealaltă cuvinte e cea mai bună trupă de metal la ora actuală, din cele din perioada aia, 80-90. Cealaltă cuvinte, Jos Căciula, Călin, super treabă, te bea aștept să ne revedem, să bem o bere, sănătoși. Băi, ce mi-ar plăcea să cânt o piesă de pe Armageddon cu voi, sincer. Și mersi încă o dată că am avut ocazia să vorbim și am făcut și un scurt interviu, sau nu știu cum să-i zic. Călin Da. Pop, unul din idolii mei, mentorii mei din copilărie, Mulțumesc. se lasă rău, Armageddon, toate albumele, Ispita, wow. Călin a fost de acord pentru că puțin din rockstar, adică puțin din cei vechi, din rockstar-urile românești sunt de genul ăsta așa foarte prietenoși cu publicul lor și asta trebuia respectat la cei de la cealaltă cuvinte. Mi-au semnat toate vinilurile, au stat de vorbă cu mine, chiar domnul Ovidiu Roșu, când venisem la clubul din Iași, unde au cântat ultima dată anul trecut în februarie, el m-a văzut și m-a luat în backstage, mi-a zis că, băi, salut, hai vino cu noi, că tocmai ne-am uitat la clipurile tale pe drum încoace și am râs și ne-am amuzat și Călin vrea să vorbească cu tine și chiar m-am bucurat. Au venit și ei către mine și, băi, nu mai știu unde, am, pa, nu mai știu pe unde, pana, am, pana, am. Ia să vedem, aici țin eu penele de la concerte, de la trupe și așa mai departe. Și ca să vă și arăt, ca să vă arăt că am pana de la celelalte cuvinte, am mai multe pene, cred că mi-a dat vreo două sau trei celelalte cuvinte. Foarte mișto pana, puțin cam groasă pentru mine, îmi place să cânt cu pene mai moi, Călin Pop. Nu știu dacă se vede. Oricum. Super mișto. Și colecția mea de penă. Ce să vă mai povestesc așa, vă mai țin de vorbă. Să știți că contează dacă vă uitați la integritatea clipului, știi, la cât de lung e el. Contează pentru YouTube în parametrilor. Na, eu sper că cu carisma mea vă țin așa alături de mine cumva. Chiar dacă suntem o comunitate foarte mică și așa. E că eu chiar țin să atragă alături de mine oameni care simt la fel ca mine, știi, e foarte important. Și termin cu mulțumirile. Bă, chiar mă bucur că i-am întâlnit și sunt o trupă cu care am crescut și la care țin foarte mult și mă bucur că m-au chemat, m-au invitat, adică i-am propus lui Călin și a zis da și am intrat și am și cântat refrenul la iarbă prin păr. În finalul concertului din Iași și cred că am postat pe YouTube și momentul acela scurt în care am cântat alături de celelalte cuvinte, încă o trupă alături de care m-am urcat pe scenă și am cântat și mă bucur foarte mult că am reușit, știi cum e, pentru un copil care a crescut cu trupele astea să reușești să te cunoști cu ei, să le placă ceea ce faci tu, munca ta, știi, pe partea de comedy, de entertainment, dar și ca și voce și să cânt împreună cu ei a contat foarte mult pentru mine, știi, adică rock and roll. Și după aia Călin, când am vorbit, mi-a zis că vrea să fac un proiect solo, să aibă mai mulți invitați ca și soliști vocali și mi-a propus, m-a întrebat, ai vrea să vii și tu să cânti o melodie și am zis, fucking A, normal că mi-aș dori să cânt o piesă cu wow, știi, e o onoare să cânti cu Călim Pop. Dar, na, nu știu, nu s-a concretizat momentan proiectul sau ideea și nici nu-s genul să insist pe chestia asta. Mi-ar plăcea foarte mult dacă băieții din celelalte cuvinte și Călin ar avea, cum să zic, mi-ar plăcea foarte mult ca ei să se uite la aceste clipuri în care povestesc despre albumele lor, știi, să chiar să se uite, să-și găsească timp, să-și facă timp să se uite la clipurile astea ale mele, pentru că le fac din drag și respect toate formațiile din anii 70-80 pentru ce au reușit ei să facă în perioada respectivă, pentru că era foarte greu.
Și aici nu facem nici măcar o glumă cu trimiterea la regimul de turist aventură, dar era foarte greu să cânti genul ăsta de muzică. În concluzie, celelalte cuvinte, Armageddon, super album, mă bucur că l-am în colecția mea de viniluri, îi salut pe băieții de la Loud Rage Music, hai să zic și cu cine am discutat, pentru că merită menționat, îți băieți de calitate, nu știu dacă mai au viniluri, dacă mai au... Mai puteți face comandă să le, pentru cine vrea să mai cumpere. Adrian Dan, cu el am vorbit din partea celor de la Loud Rage Music. Și Tony mi-a zis de, bă, vezi că fac din nou, trimit ăștia de la Loud Rage Music, trimit vinilul cu celelalte cuvinte. Na, cu acestea fiind spuse, albumul acesta l-aș cataloga ca un album 6 din 5 stele. E foarte bun album, îmi place foarte mult, vi recomand să-l ascultați, să-l reascultați și până data viitoare, încă o dată vă mulțumesc pentru aprecieri, susținerea celor care o fac, celor care donează și care mă apreciază și știi cum e, îmi dau încrederea asta de a continua o chestie care, din păcate, știi cum e, ți-o asum că nu o să prindă la nu știu câte mii sau zeci de mii sau milioane de oameni ca public, pentru că oricum rockerii, din ce am observat, sunt foarte, nu știu, nu prea dau share-uri, nu prea susțin, nu prea, adică sunt așa, mai mult cu gura, știi, adică primesc multe feedback-uri sau comentarii în privat, mamă ce mișto, dar bă, scrieți în comentarii, ce părere aveți despre acest review, ce părere aveți despre albumul Armageddon al trupei celelalte cuvinte, ce amintiri vă leagă de acest album, care sunt melodiile voastre preferate, despre asta e vorba. Da? Scrieți în comentarii, hai să intrăm în discuție, nu uitați să vă abonați pe canalul meu de YouTube, să dați like la acest clip, să-l dați mai departe cu încredere și, băi, știi cum e, umăr lângă umăr, hai să ne susținem, hai să ieșim din, cum să zic, să ieșim din underground-ul ăsta, să ieșim la iveală, să ne arătăm. Încă o dată, mersi dacă reușiți să uiți la tot clipul, chiar apreciez pentru că, repet, sunt foarte sincer și vreau să viu în așa, știi cum spunea Kurt Cobain, come as you are în clipurile acestea. Gata, nu știu, bănesc chiar e jumătate de oră. Super album, mă bucur că l-am în colecția mea, ascultați-l, ne vedem la următorul review. Cred că va fi Cantafabule Phoenix și trebuie să mai vorbesc până la finalul anului și de timpuri noi de regiune superior. Cu băieții la timpuri noi, de la timpuri noi cu Dan Iliescu n-am reușit să discut, i-am scris, na, nu știu dacă se uită el pe Facebook sau de astea, dar oricum de regiune superior urmează să fie discutat într-un viitor episod, recenzie la album cu Vraciu. I wanna rock and roll all night and party every day. I v-am pupat.